În prezent, direcția creșe dispune de 959 de locuri în cele 11 creșe deschise, din care 600 de locuri sunt disponibile pentru înscrieri, iar 358 sunt rezervate copiilor reînscriși. Spre comparație, în luna iunie a anului trecut, în perioada de înscriere erau disponibile 325 de locuri, ceea ce înseamnă că în acest an vor fi libere cu 276 de locuri mai mult decât în 2019. La cele 959 de locuri se vor adăuga 100 de locuri la creșa numărul 1, unde în prezent se desfășoară lucrări de modernizare și extindere, lucrări care vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. Principala noutate din acest an în privința înscrierilor vizează arondarea zonelor municipiului Iași în funcție de creșele existente. Concret, municipiul Iași a fost împărțit în 11 zone, care cuprind toate creșele existente în prezent. Dacă într-o creșă vor rămâne locuri libere după ce va prelua solicitările din zona arondată, atunci acestea vor fi folosite pentru soluționarea cererilor din alte zone.